secretan adevărat, Zeus îi curgea repede sângele prin vine, se îndrăgostea de foarte multe femei, doamne, tinere, mai mult sau mai puțin căsătorite. La un moment dat a văzut pe malul mării o fată foarte frumoasă, se juca acolo foarte frumos cu prietenele ei. Ca orice cretan adevărat, imediat s-a gândit cum să o seducă, ce tertip să folosească, să o seducă pe acea fată. Și s-a transformat într-un taur foarte frumos, alb, vă spuneam, simbolistica taurului, dinamică, fertilitate, putere, masculinitate. Fetița, ca orice fetiță, la vârsta respectivă de 14-15 ani, foarte frumoasă, a fost atrasă de tăuraș, l-a încălecat, taurul s-a aruncat în mare, a notat și a ajuns în insula Creta. În centru, sub un platan, s-a trecut foarte tare cu acea fetiță, al cărui nume era Europa, și din această mare dragoste au rezultat 3 băieți, Minos, cel mai mare, Radamantis și Sarpedon. A mai stat Zeus cu Europa, a mai dus-o pe la Spina Longa, a mai dus-o pe la Gran Busa, a mai dus-o prin Irak, i-a dat o cafea, știu eu, un suc de portocale. La un moment dat, tot ca orice cretan adevărat, s-a cam săturat. Dar, tot ca orice cretan adevărat, să aibă grijă de Europa. A adus un palatul cu soț și a măritat-o cu regele care domnea atunci în această zonă, al cărui nume era Asterius. Asterii în limba greacă înseamnă stea. Metaforic, când vorbim despre o persoană, noi spunem că e de nota 10. Ei greci spun că ești Asteri, adică ești cel mai tare, cel mai bun, cel mai. Regele s-a căsătorit cu Europa, a luat băieții, i-a crescut, i-a înfiat, le-a dat educație. La un moment dat, de bătrânețe, a murit și trebuia să urmeze la tron băiatul cel mai mare, Minos. Nu se știe din ce motiv populația de aici nu doreau pe Minos, probabil pentru că nu era băiatul adevărat al lui Asterius. Minos, în schimb, s-a dus și a cerut ajutorul unchiuletului, unchiului Poseidon, zeul Poseidon, zeul mărilor, i-a spus: Minos, stai liniștit, nu te neliniști, o să te fac eu rege, nepoate. Deci, vedeți, nepotismul este de pe vremea minoicilor. Din spuma mării a făcut un tăuraș, dar mult mai mare, mai viril, mai aspru, mai înspăimântător, să spunem așa. Minos a luat taurul, l-a adus aici în Palatul Cnosos, l-a arătat la omenire. Minoici au văzut că este voia zeilor ca să fie rege. Minos l-au ales. La festivitatea de coronare trebuia să jertfească un taur, așa cum făceau de obicei. Poseidon s-a gândit că, bineînțeles, taurul cel mai frumos, mai faimos, o să fie jertfit în numele lui. Minos, tot ca orice cretan adevărat, cam zgârcit, așa, a zis că de ce să jertfesc eu taurul acesta super? Să-l țin ca să-l arăt la oameni, să le aduc aminte că eu sunt aici din voia zeilor. A jertfit un tăuraș din cireada lui. Poseidon s-a supărat foarte tare și a spus: lasă, ne poate, că o să vezi. În Creta există o vorbă că răzbunarea este o mâncare ce se mănâncă rece. Nu te răzbune atunci când ești plin de nervi, când ți s-a întâmplat lucrul rău. Stai, trece supărarea, trec nervii și te pui pe un plan bine întocmit ca să te răzbuni exact în momentul potrivit, ca să-l usture la inimă pe respectivul. A trecut timpul, Minos domnea bine mersi, s-a însurat cu Pasifae, a făcut copii și la un moment dat îi vine dorul de răzbunare lui Poseidon. A vrăjit-o pe regină, Pasifae, să se îndrăgostească de acest taur foarte frumos pe care îl avea regele Minos. Bineînțeles că i-a făcut o magie, nu-l vedea ca pe un taur, îl vedea ca pe un cretan adevărat, tânăr, frumos, viril și vroia neapărat să se îndrăgostească cu el. La cine se duce și cere ajutor? Se spune că se duce și cere ajutor la Dedal, mintea genială din acea perioadă. Se spune că Dedal a făcut planurile Palatului Cnosos, Dedal a inventat fierăstrăul din bronz ca să taie copacii, Dedal a făcut lentilele, deci Dedal a făcut cam multe. Dedal a construit o văcuță goală înăuntru și a spus reginei: bagă-te aici, o să vină tăuraș, o să vă faceți treaba și o să fiți fericiți. Și făcut. Numai că, după 9 luni de zile, doamna regină naște o creatură fantastică,
pe jumătate om, pe jumătate animal, cu cap de taur și cu corp de bărbat. Celebrul Minotaur. Când vede regele ce a făcut nevasta, s-a supărat foarte tare, îi dă ordinul lui Dedal, fă-mi niște încăperi, niște coridoare, ca să arunc acolo ciudata creatură. Și este vorba despre labirint. Trece timpul, cresc copiii lui Minos, băiatul cel mai mare, Androgios. Androgios înseamnă și bărbat și femeie. Era foarte tare la sporturi. Aici în Creta, în afară de tauri, lupta cu tauri, erau alergăturile, erau luptele, boxul se făcea pe trei categorii, aveau căști, aveau mânuși, se băteau bine, mersi. A câștigat întotdeauna toate întrecerile, la un moment dat se duce la Olimpiada din Atena și câștigă în acel an toate medaliile. Regele de la Atena, foarte invidios pe băiatul lui Minos, dă ordin să fie ucis. Minos, când află că i-a fost ucis băiatul, s-a supărat foarte tare, își ia armata și îl ia pe Talos, care este considerat primul robot în istoria omenirii, că era un uriaș de 3 metri din bronz, cu o singură venă prin care curgea sângele și păzea insula Creta. S-a dus la Atena, a trecut cetatea prin foc și sabie și a pus un tribut greu la sfârșit. 7 tineri și 7 tinere să vină. Ori în fiecare an, ori o dată la 7 sau o dată la 9 ani, numărul 9 era foarte important aici și numărul 7, acești tineri să fie sacrificați Minotaurului. Au trecut ani, au crescut și copiii regelui din Atena, băiatul cel mai mare, Tezeu. Vine vârsta când trebuie să treacă anumite etape. Să treacă anumite etape, vă spuneam eu, de inițiere ca să devină adult. Îi spune tatălui, tată, eu mă duc în Creta să termin odată cu această poveste. A venit Tezeu, a intrat în palatul nostru, sau un moment dat, la apusul soarelui, vede o fată foarte frumoasă, se plimba, s-au îndrăgostit ei, ca să nu mai lungesc. Era Ariadna, fiica regelui Minos. Când a aflat Ariadna ce vrea să facă Tezeu, s-a speriat foarte tare, a cerut ajutorul lui Dedal. Dedal i-a dat un ghem de ață lui Tezeu și a spus: un capăt îl legi la ușa labirintului și pe măsură ce înaintezi la întoarcere să găsești drumul. Zi și făcut, a intrat, a omorât Minotaurul, a găsit drumul, a luat-o pe Ariadna de o aripă și a fugit repede. Repede, în urma lor, Minos, când a aflat cine a ajutat pe tine, adică Dedal, s-a supărat foarte tare, l-a aruncat în închisoare pe Dedal împreună cu fiul lui Icar. Dedal știa că pe mare nu poate să scape, erau corăbiile cele mai rapide ale minoicii. Pe uscat nu putea să scape pentru că era Talos, robotul care păzea insula, ce-i mai rămânea? Aer. Și a construit primul avion din istoria lumii, din pene de pasăre, din fulgi, unite cu, cu ceară. I-a spus lui Icar: nu te duce și zbura prea aproape de mare, că o să se îngreune aripile cu apă și o să calzi și o să te negi. Nu te du nici prea aproape de soare, că o să se topească ceara și la fel o să cazi în apă și o să te negi. Icar, ca orice băiat, când îi spune tata, mama ceva, i-a intrat pe aici, pe aici, pe aici, a început să zboare în beția zborului, mai sus, mai sus, s-a topit ceara, de la sare a căzut, în locul în care a căzut marea se numește Icaria, lângă insula Icaria. Tezeu, când a plecat de la Atena, tatăl său i-a spus: fiule, la întoarcere, ca să știu că ești sănătos, leagă o cârpă albă la catar. Catargele corăbilor minoice erau făcute din chiparos, pentru că este un copac drept ca lumânare și se pretează foarte bine la catar. Tezeu, în beția victoriei, îndrăgostit de Ariana, da, și de cârpe, și de catar, și de tot. N-a legat. Vede bătrânul rege care stătea pe malul apei în Atena și se uita în zare corabia, că nu are nicio cârpă albă, înseamnă că Tezeu era mort, s-a supărat foarte tare și de supărare s-a aruncat în mare. Pentru că numele regelui era Egeus, adică Egeu, marea din acel moment s-a numit Marea Egeie. Mulțumesc pentru atenția, până la revedere!